mine meciul. Alexandru, n-aș vrea să te întreb în principal de meciul de azi, aș vrea să te întreb de cele două meciuri, de vineri și de astăzi. Cum a fost în perspectiva pregătirii meciului cu Sfântul Gheorghe? Bineînțeles, cel mai important meci pentru noi în momentul acesta e cel cu Sfântul Gheorghe, ca să avem o poziționare bună pentru play-off. Dar probabil am luat puțin prea importante cele două meciuri cu Alexandria și cel de astăzi. Bine, cel de astăzi a fost mai ușor. Iar cel cu Alexandria probabil ne-a găsit puțin relaxate, gândindu-ne mai mult la meciul de miercuri și ne-am făcut singure meciuri cam greu. Crezi că și-au făcut efectul cele două meciuri să fim pregătiți pentru meciul cu Sfântul Gheorghe? Da, cred că pe de o parte poate a fost mai bine că am jucat mai slab aici, pentru că a fost ca un fel de palmă pentru noi și sper că ne-a ajutat să ne trezim. Asta ai fost cea mai eficientă jucătoare din teren. Cum te-ai simțit în teren? M-am simțit bine. După cum am spus, în meciul de vineri nu am avut evoluție prea bună și mi-am pus semne de întrebare și m-am concentrat probabil mai mult și de aceea s-a văzut o schimbare în bine. Au fost și alte chestiuni care v-au afectat jocul la club, să spunem, alte probleme? Nu, am fost și întrebat ce se întâmplă, dar am zis că a fost pur și simplu o greșeală. Deci un meci slab și atât, nu e niciun fel de problemă, nu avem probleme între noi, nu se întâmplă nimic. Mulțumesc.